Nu e minunat că a venit toamna, putem în sfârșit să purtăm hanorace, hoodie-uri sau ce bluzițe pufoase mai avem. Și cu toate astea a început și școala, iar dacă a început școala, mă gândesc că mulți dintre voi sunteți încă elevi, studenți sau sunteți părinți a unor copii și cred că dacă ați fost prin magazine știți și voi cam cât de mult s-au scumpit lucrurile în ultima perioadă, chiar și caietele. Din fericire am și eu frați care încă sunt școlari și am fost cu ei să-și cumpere rechizite, de unde mai exact, din Jumbo, cu speranța că acolo sunt niște prețuri mai ok. Dacă sunt sau nu, o să vedem noi în continuare, pentru că am făcut și un fel de cumpărături în genul back to school. Nu am luat doar caiete și din acestea, pentru că trebuie să recunosc, nu mai fac parte din categoria elevilor, nici măcar a studenților. Așadar, am luat doar lucrurile pe care cred eu că o să le folosesc, plus alte lucruri și o să continuăm seria ce am reușit eu să iau de 100 de lei din diverse magazine. Am pe canal și ce am luat de 100 de lei din Pepco și din DM, iar astăzi facem ce am luat cu 100 de lei din Jumbo. Așa cum am spus, am și rechizite, poate vă ajută în caz că copiii voștri încă nu și-au făcut stocul sau voi, dacă sunteți elevi și încă nu v-ați luat caietele necesare. Și o să vă arăt și lucrurile de care aveam nevoie sau pe care le-am găsit și mi-au sărit așa în ochi și pe toate am dat cred că în jur de 117 lei. Deci am depășit puțin bugetul, dar aici se adaugă și niște lucruri pe care le-a luat soțul pentru bicicletă. Dar haideți să terminăm cu vorbăria și să vă arăt, iar ca de obicei o să încerc să vă las eu prețurile pe ecran. Dacă găsesc bonul, chiar sper că nu l-am uitat prin mașină sau prin alte locuri, o să las prin partea aceasta sau aceasta, vedeți voi prețurile la toate produsele, iar la sfârșit trageți voi concluzia. E mult, e puțin cât am dat pe fiecare în parte și per total la câte un lucru am luat. Ca să începem cu categoria de lucrușoare pentru copii, la prețuri cât de cât ok, mie cel puțin așa mi s-au părut, acum nu știu de voi, poate ați dat mai puțin în altă parte. Eu, pentru că sunt o persoană foarte organizată sau cel puțin încerc în mare parte a timpului, am nevoie mereu de carioci și de marcăre. Dacă sunteți elevi, probabil și voi aveți, dacă, mai ales dacă învățați vizual vorbind, adică aveți nevoie să colorați spațiul ca să înțelegeți, așadar mi-am luat niște carioci și cred că a fost 5 lei setul acesta, dar ca să nu vorbesc eu prostie, o să încerc să găsesc bonul acela. Și avem mai multe culori, avem 8 bucăți, nu știu exact de calitate să vă zic, dar mă gândesc că un copil nu desenează toată ziua, de dimineață până seara, acum nici eu nu o să scriu cu ele de dimineață până seara, e mai mult ideea de a sublinia sau pur și simplu de a nota anumite lucruri cu semnul exclamării sau cu bulină. Eu cel puțin mereu când am fost la școală am învățat foarte, foarte colorată, dacă vă arăt caietele mele de bac, toate sunt subliniate cu diverse culori, doar așa puteam eu să rețin foarte, foarte bine și să știu și cu ochii închiși la două noapte dacă mă trezeai, știam să mă duc în locul respectiv colorat cu roșu, de exemplu, și să-ți arăt informația respectivă. O știam ca pe tatăl nostru. Deci am luat aceste culori, mi s-au părut foarte ok, abia aștept să văd și de calitate, pentru că, din nou, ca să văd mai bine anumite lucruri, am luat aceste de highlightere, avem 4 culori, galben, roz, verde și albastru, tot așa pentru a evidenția scrisul, de exemplu, vrei să sară ceva mai ușor în evidență, de exemplu, titlul sau, nu știu, chiar și pentru mămici, lista de cumpărături pentru zilele următoare sau dacă sunteți casnice sau dacă aveți un loc de muncă și aveți foarte multe task-uri de făcut, să vă puneți acolo cu asterix și după să subliniați, se vede mult mai bine și eu mă ajut de cele mai multe ori în organizarea mea de astfel de highlightere. O să vină și clipul cu organizarea, că v-am promis. Apoi, un caiet care mi-a plăcut la maximum este acesta, a fost 5 lei, are 40 de file, este așa dictando. Are spațiile destul de mari, după părerea mea, cam așa vine, dar ceea ce m-a făcut pe mine să-l cumpăr, de fapt și de drept, pe lângă culoare, a fost materialul, nu știu dacă vedeți acolo, are așa un fel de copertă mată și totuși cu un fel de denivelări puncte, sper că se vede acolo la voi. Nu este foarte gros și eu l-am luat pe post de a-mi scrie gândurile, de a nota, cum am mai spus, lucruri, de a-mi face un plan organizat, de a face planul alimentar, dar dacă sunteți elevi, mi-ar fi plăcut din tot sufletul să am la limba și literatura română sau o materie mai puțin stufoasă, de exemplu, pentru că este un caiet subțirel de 40 de file.
Mi-ar fi plăcut să am un caiet ca acesta și chiar vorbeam ieri când am fost cu fratele meu să-și ia caiete din Jumbo. Vorbeam că, Doamne, cât mi-ar fi plăcut și mie, vorbesc de parcă am terminat școala cu 100 de ani, dar mi-ar fi plăcut și mie măcar în 5-8 sau chiar și în 9-12 să găsesc caiete atât de frumoase. Erau cu tot felul de coperți, nu doar clipicioase și urâte cum erau pe vremea mea, Doamne, cum sună asta, știu, dar o grămadă de caiete cu copertă mată, cu copertă mată si de față, cu sclipici, o grămadă de atreburi și nebunii. Deci dacă sunteți elevi, mergeți acolo, au și prețuri cât de cât bune. Acum vedeți și voi, după bugetul vostru, fratele meu și-a luat foarte multe caiete de acolo și a fost chiar mulțumit de prețuri, așadar vă recomand să mergeți acolo. Și cam gata, am terminat cu ceea ce înseamnă școlare, cred eu. Acum să vedem ce am luat. Deci până acum am luat 3 lucrușoare. Pentru că aveam nevoie de o husă de telefon, am găsit-o pe aceasta. Eu am un iPhone 7, momentan, cel puțin, sper eu să-l schimb. Și deși nu-mi place negru, aveam nevoie de una, pentru că asta pe care o am, în primul rând, s-a cam decolorat. O am de la Sinsei, eu de acolo îmi cumpăram husele de telefon, dădeam cam în jur de 3-4 lei pe o husă. Într-adevăr nu prea țin și m-am gândit că poate asta ar ține mai bine. Îmi place că nu este neagră simplă, are niște puchițele pe acolo, nu știu dacă vedeți, și detaliul ăsta de aici. Și eu aș fi vrut-o pe bej, dar nu mai aveau pentru 7, din păcate. Na, ce să faci dacă și eu am telefon de acum 1000 de ani. Apoi, pentru că mi-ați tot recomandat voi să nu mai cumpăr role de scame de la Profi, Doamne, de la Pepco și să merg în Jumbo, v-am ascultat și am găsit la 10 lei această rolă de scame reutilizabilă, zic ei, nu știu cât de bun o să fie, ci că se curăță, se clătește sau se spală, n-am înțeles, sau pur și simplu se curăță zona aceasta și ar trebui să funcționeze. Vedeți aici că arată cum ia spațiu, asta e pentru spațiile mai mici, iar asta pentru canapele, covoare, ce aveți voi, bine, covoare mă gândesc că dai cu peria mare. Depinde, eu nu țin covoare prin casă, tocmai din aceeași idee, pentru că pisicile și-au scut ghearele în covor. Ați auzit și sunetul, Marcelino și Ginger se joacă. Eu cel puțin am covoare, doar două covorașe mici în dormitor și pe acolo pisicile nu umblă atât de mult, dar nu le-am luat musai pentru covoare, cât le-am luat pentru canapele, cele din sufragerie, că mi le umple de păr toată ziua și sunt foarte scumpe cele de la Pepco, așa că am zis, hai să vedem dacă își face treaba, vă țin eu la curent prin daily vlog-uri, dacă chiar e bună de ceva, dacă nu, 10 lei duci degeaba. Nu a fost ideea mea, dar soțul a zis că avem nevoie de o pâlnie, că nu avem și a fost 2,50 lei, asta știu, e de plastic, dar nu pot că folosim atât de des, dar el a zis că e bine să avem în casă. Și drept nu-l contrazic, probabil mai avem nevoie de pus din una în alta, să-ți pui ceva într-un bidon, niște apă, niște suc, niște cafea, habar n-am, și e bine să fie acolo în casă și pentru 2,50 lei. Mie mi s-a părut un preț chiar ok. Mai am aici câteva lucruri în pungă, să știți că am luat destule și da, e în pungă de Profi, că mie în general îmi place să le folosesc pungile pe care le-am prin casă sau prin mașină, dacă tot le-am cumpărat. Noi avem periuțe electrice și cu toate astea periuțele noastre electrice n-au venit cu capăt din acela capac, ca să le zic așa, ca să-l poți depozita și în general cumpărăm fie din acestea din Jumbo sau din Pepco sau pe unde le găsim și de data asta am luat 4, cred că au fost tot așa 2,50 lei, mi-au plăcut culorile, astea albastru și verde pentru el și roz și mov pentru mine, foarte faine și sunt așa drăgălașe. Nu aveam scoci și am spus că să mai am, adică mai am, dar mai am foarte puțin și am luat niște scoci, asta cred că intră tot la categoria pentru școlari, că mă gândesc că școlarii folosesc scoci. Și acesta este invizibil, nu mai știu cât a fost, 3-4 lei pe acolo și două bucăți mari, deci abia aștept să văd cum sunt și să le folosesc. Cel puțin eu când eram în școală foloseam foarte mult, nu știu acum pentru voi. Soțul a luat și astfel de lucruri, am înțeles eu că sunt pentru pus la biciclete, cel puțin așa mi-a zis, au fost vreo 3 lei, nu știu dacă a luat două. Apoi, pentru că, așa cum am spus ieri pe Instagram, dacă mă urmăriți la Ilinca Saftei, las Instagramul meu pe aici. Sunt bolnavă după căni, știți deja pasiunea dacă mă cunoașteți de ceva timp și ieri mi-am cumpărat două din Pepco și spre seara am fost la Jumbo și mi-am mai luat o cană, aceasta este foarte frumoasă, de o mărime perfectă, nu știu dacă se vede culoarea acolo așa cum trebuie, dar nu e așa deschisă la culoare, este mai bej cumva și scrie aici cu fond negru, coffee. Mi-a plăcut mult, în interior este albă și liniile acestea care dau o siluetă mai alungită, mai și mai subțire, Doamne, parcă aș vorbi despre o femeie, efectiv, când zic așa, dar are niște curbe foarte frumoase, niște linii așa, nu știu, mi-a plăcut și îmi place mult mărimea, o să fie foarte bună pentru ciocolată caldă și pentru cafea, eu am foarte multe căni și în general cam mari, dar asta mi-a plăcut, o găsit și în variantă mai mare și apropo, aveau o grămadă de modele de căni, deci la Jumbo, acolo trebuie să merg de acolo
acum mai des pentru că și la Pepco îmi place, dar Jumbo am văzut că au și mai multe variante. Nu mai avem foarte multe lucruri și terminăm, ca să știți. Noi, în general, cumpărăm tot de la Sinsay folii de sticlă, cred. Pentru telefoane, amândoi avem câte un iPhone 7 pentru moment și nu sunt cine știe ce, dar rezistă undeva mai bine de jumătate de an și cred că a fost până 10 lei una. Și așa erau și la Sinsay 5-10 lei, nu mai știu. Și chiar sunt bune, sunt rezistente. Cele la Sinsay, despre astea nu știu ce să vă zic, dar vă țin la curent. Nu ne place să dăm foarte mult pe folii pentru că nu știm niciodată când o să vină momentul când schimbăm telefonul și atunci nu vreau să investesc. Tot ceva care a venit... ca o sugestie a soțului a fost acest obiect. Știu că nu înțelegeți prea multe din mâna mea, dar e dumnezeesc, efectiv, cum face masaj, nu vreți să știți, pe mână, ca pe mână, dar pe spate, cum se simte, simți că îți îndreaptă efectiv fiecare osișor și nu mai știu cât a fost porcăria asta, pentru că da, e o porcărie, arată și aici cum se folosește pentru masaj, dar, Doamne, e atât de bine și de, nu știu, îți dă așa o stare de relaxare și pur și simplu că îți îndreaptă și îți pune la loc fiecare osișor și îți relaxează fiecare mușchi. Mi-a plăcut mult asta, aveau mai multe variante, dar am spus-o luăm pe asta pentru că se simțea cel mai bine pe spate. Deci da, le-am testat pe toate cum se simțeau, prin haine, bineînțeles. Și ultimul lucru care a fost și cel mai scump, 35 de lei, este acest lucru minunat. Mi-am dorit eu foarte mult și au foarte multe variante. Unul organizator de bijuterii, pentru că eu am mai multe, dar din păcate, organizatoarele mele de bijuterii sfârșesc prin a-mi încălci toate lănțișoarele pe care le iau. Aveau foarte multe culori și foarte multe modele. Eu l-am luat pe asta pentru că ghiciți ce vedeți și ușa mea acolo. Este așa mai malnelos, are și un fel de ochi aici, vedeți camera, un fel de ochi oglindă, mi-a plăcut mult acest detaliu și era organizatorul cu cele mai multe spații din punctul meu de vedere. Poți să pui lucruri aici, poți să pui aici, 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 deci aici poți să pui mai multe, aici din nou poți să pui cercei, de inele nu am foarte multe și majoritatea erau superbe, dar părerea mea că erau genul acela de organizatoare mai mult pentru persoanele care au foarte multe inele. Eu, în afară de verighetă, inel de logodnă și cred că mai am un singur inel, nu am pentru că nu port. Eu am foarte mult cercei și lănțișoare, în schimb, și mi-a plăcut mult și spațiul ăsta de aici așa. Mi-au plăcut mult detaliile și mi se pare că merge în orice anotimp, dar cu atât mai mult toamna, nu știu, se potrivește și cu mobilierul meu de sufragerie. Mi s-a părut foarte frumos și eleganțel așa, abia aștept, trebuie să-i fac un loc și abia am așteptat acasă, iar am ajuns foarte târziu acasă cu ele și abia am așteptat să vi-l arăt vouă astăzi, pentru că după mă și duc să mă pun pe organizare. Avem foarte multe spații aici, cred că avem pentru 10 perechi și încă 10 perechi de cercei. Aici, în caz că mai ai vreo brățară, nu știu, mie îmi place foarte mult și poate o să vă arăt rezultatul într-un daily, dacă vreți și voi, bineînțeles. Și cam asta a fost haul-ul. Vreau să numărăm, să vedem de 117 lei câte lucruri am putut lua, pentru că știu că așa am făcut și la clipurile celelalte din Pepco și din DM, am numărat câte lucruri am putut lua cu 100 de lei. Pentru că sunt curioasă, în ciuda scumpirii prețurilor, dacă putem face cumpărături și cu bani puțini pe care îi foloseam, nu știu, prin 2020 sau 2019, când luam lucruri chiar mai multe decât acum. Dar haideți să vedem. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lucruri cu 117 lei. Îmi scrieți voi în comentarii dacă prețurile sunt bune și dacă vreți să continuăm seria aceasta. Nu știu, eventual să facem cu lucruri din Kik. Nu am fost niciodată să-mi cumpăr multe lucruri din Kik și mi-ar plăcea să fac un haul mare, poate de toamnă de data aceasta. Și sunt foarte curioasă de unde vă faceți voi cumpărăturile în general. Mai mult din Pepco sau mai mult din Jumbo? Și, bineînțeles, dacă mai aveți ponturi pentru elevi studenți, le scrieți în comentarii că poate se mai uită elevi și poate vor să vadă unde sunt prețuri, poate mult mai bune decât la Jumbo. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa!